am zis că nu mai împrumut bani, frate, frate, dar tot banul te desparte. Cât de simplu ți-a fost? Cu un copil mi-a fost frică să divorțez, atunci a venit al doilea și am zis că ok, eu nu mai aștept să vină și al treilea ca să-mi fie frică să fac acest pas. Ce a făcut tatăl copiilor tăi? Ultima memorie pe care o am în casa noastră a fost ia-ți lucrurile și pleacă. Când simți că nu ai mai avut puteri? Lia Pogolșa s-a născut când eu am venit în Moldova. Te-ai simțit uneori vinovată? Eu la relații pe online nu mă bag. De ce? i am mai dat o șansă. Nu ești geloasă? Eu plec, descurcați-vă cum vreți. Eu nu am timp să-mi ascult copiii uneori. Reușitele vorbesc despre tine mai mult decât vorbești tu despre ele. Corpul meu este și mintea mea este în stare să facă mult mai multe decât eu am făcut până acum. Nu ai avut timp să o spui la momentele potrivite? Probabil trebuie să o audă mai des. Nu făceam timp să o sun. Lia iubește ceea ce faci. Corect.